Maria Băsescu a rămas o figură cunoscută în amintirea românilor, obținând titlul de primă doamnă după ce soțul ei, Traian Băsescu, a fost președintele țării din 2004 până în 2014. Însă, cotizația ei la stat nu este la fel de generoasă ca titlul pe care l-a obținut. Maria Băsescu beneficiază în mod curent de o pensie anuală de 1350 de euro pe an, ceea ce se echivalează cu 700 de lei pe lună. Pensia ei este de 10 ori mai mică decât a soțului, care primește de la stat 13.000 de euro anual. Lunile trecute i-au fost suspendate beneficiile de care avea parte ca șef de stat, întrucât s-a adeverit că a fost colaborator al securității comuniste. Se pare că Traian Băsescu are o avere considerabilă în titluri de stat ce valorează aproximativ jumătate de milion de euro. Pe numele său mai apar două terenuri în București, un apartament de 250 de metri pătrați și două autoturisme, un Ford B-Max și o Dacia Duster. El mai are o avere constituită din bijuterii, care se estimează la peste 170.000 de euro, iar în conturile lui și ale soției se însumează undeva la 250.000 euro. Atunci când acționa ca europarlamentar, fostul președinte primea un salariu de 41.599 de euro, pe care i-a investit în mai multe surse ce îi aduc înapoi profit, precum în mai multe titluri de stat de la Ministerul Afacerilor Publice, în valoare totală de 444 de